Florin. Ei, salutare! Astăzi mi-a venit tastatura, încerc și eu să filmez ceva. E prima dată când fac treaba asta, sunt curios cum iasă. Hai să vedem. Uite, vă arăt acum tastatura mea veche. Asta e tastatura veche. Puțin bubuită. Da, cu tastatura asta mă jucam eu. O dai la Așa. giveaway. Da, o dau la giveaway cine vrea tastatura aia. Și asta e tastatura nouă, băieți. Să moară Bibi dacă nu-i grea, e cât monitorul, dacă nu mai grea ca monitorul. Bun. Așa, să vedem. Uite aici, butonașe, chestii de aprins. Am nevoie de un cuțit, stați așa că revin. Se observă pe aici și mousepad-ul, e ca aproape cât biroul, e super șmecher mousepad-ul, mi-a venit ieri. E foarte, foarte. Pe mousepad am dat 200 de lei, pe tastatură 500 și ceva. Am prins-o la reducere și mă bucur, am zis, bă, nu o ratez, frate. Ăsta e un logo, se aprinde, e un logo de la Razer. Un logo, un reloc. Reloc, da. Avem pe aici niște cărticele. Care trebuie citite normal, da? Ele se citesc. În fine, nu le mai pun acolo de acolo. Sper să iese ceva din videoclipul ăsta. Bun, tot așa că e atât de bine prins aici, de nu pot să o scot afară. Și avem aici cablurile. Să o scoatem de aici prima dată. Bă, da mare, mă. Aruncăm aia că nu ne mai trebuie. Și avem aici așa, să scoatem ăștia. Bă, ce bureți faini are cu... Știi ce am auzit la farmacie? Nu, îmi dă bagă reclamă. Ce ai auzit tu la farmacie, fată? Mă lași? Ce ai auzit la farmacie, nu? Avem pe aici buretei. Nu, încerc și eu să filmez ceva, să pun așa o muzică, no copyright. Ce am auzit la farmacie? Și plasticul ăsta, what the fuck? Nu, uitați, ăsta e cablu, e super gros ăsta. Păi cam lung, bă. Păi e lung, boss. Ce are? Cu ce te încurcă că e lung? Și aici avem două USB-uri. Un unul pentru lumină. Unul pentru ea. Cred. Așa. Și asta este tastatura, spatele. E grea? Mamă, boții, cât monitorul, ți-am zis. Nu zic că e grea. E grea, grea, pe piața nu miști. Cam așa arată. Oh. Razer Black Willow Chroma V2 Yellow Switch. Ia tastează un pic sau. Cam asta este. Avem aici și Palm Race-ul. Uitați așa că eu acum am trezit și sunt un pic cu toate astea aici. Deschidem și Palm Race-ul. Acesta este Palm Race-ul. Super confortabil, super, super moale. Așa să vedem aici, punem așa. Da, e ce trebuie, dar eu nu sunt obișnuit, nu știu dacă o să joc cu el. O să încerc, să vedem cum este. Dar se prinde bine de tastatură, adică magnetul își face toată treaba. Așa, îmi dau picăștile jos ca să
sau te frumos. Da, tastatura mecanică se aude super fain, nu știu cum se aude la voi, mă apropie un pic cu microfonul, așa. Că na, am microfon de la căști. O să urmeze cât de curând și un microfon. Vă arăt și mouse-ul, un Logitech G203. Mai arată tastatura veche, Minet. Și tastatura veche. Uite, tastatura veche. Cu enter-ul pe două, un pic bulită pe aici. Dar la asta, frate, Razer-ul ăsta e prea wow. De când l-am văzut prima dată, nu știu, mi s-a pus așa pata pe el. Eu zic că merită banii, 564 de lei. Am prins-o la Media Galaxy. Na, am urmărit-o și pe alte site-uri, n-am găsit-o decât la 900 de lei, 700. Oricum eu luam. Chiar dacă era, na. Cam asta a fost. O să o montez și o să mai arăt și pe live-uri. Cu lumini, cu tot ce trebuie. Poate o să apuc să fac și de seară, să vedem cum se vede seara cu lumini. Na, eu vă las. Pa, pa. Sper să apreciați acest videoclip. Multă sănătate, ne vedem pe live-uri.